Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Ce spune Biblia despre această lucrare a evangelizării? Biblia ne prezintă evangelizarea ca fiind strigătul inimii lui Dumnezeu ca unui tată după niște fii pierduți. Și putem să citim în prima epistolă a lui Pavel către Timotei, în capitolul 2, versetul 4, unde găsim scris cuvintele: Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și apostolul Petru prezintă și el acest adevăr în a doua sa epistolă, în capitolul 3, versetul 9, unde scrie: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește. Este dorința lui Dumnezeu ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu a făcut profeții despre evangelizarea lumii, despre această lucrare de vestire a veștii celei buni, a păcii, a mântuirii, care să ajungă până la marginile pământului. Amintiți-vă în Geneza, capitolul 22, după ce Avram a finalizat acea lucrare de pe muntele Morea, la acel munte unde Dumnezeu a purtat de grijă și Dumnezeu l-a încercat pe Avram. Scrie în versetul 17, te voi binecuvânta foarte mult. Și versetul 18, una dintre binecuvântări, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Încă de atunci, și așa cum spune Pavel în Noul Testament, Dumnezeu a intenționat ca Avram să devină tatăl israeliților și prin credință tatăl multor neamuri. Același lucru l-a reamintit Dumnezeu evreilor când Solomon, inspirat de Duhul, rostește seara rugăciunii din 1 Împărați, capitolul 8, vroind parcă să le spună că nu doar ei sunt doriți de Dumnezeu, ei sunt în primul rând poporul ales de Dumnezeu, dar Dumnezeu a avut în vedere și are pe toate neamurile pământului. Citim acolo în 1 Împărați, capitolul 8, versetul 43, o expresie din rugăciunea lui Solomon: ascultă-i din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca și poporul tău Israel. Dumnezeu a vrut ca toate neamurile să ajungă să se teamă de Domnul și să vină la Domnul, așa cum trebuia să fie poporul Israel. Și în Noul Testament a profețit din nou Domnul în Matei, capitolul 24, despre această lucrare de ducere a mesajului până la marginile pământului, 24:14, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Nu numai că a fost profețită evangelizarea lumii întregi, dar a fost și poruncită. În aceeași Evanghelie după Matei, capitolul 28, după ce a înviat din morți și înainte de înălțare, a poruncit în versetul 19 Domnul Iisus ucenicilor săi și celor care aveau să urmeze după ei: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Am putea defini evangelizarea ca fiind o prezentare a lui Iisus Hristos, a mesajului mântuirii, sub puterea Duhului Sfânt, în așa fel încât oamenii să creadă și să se integreze în biserică, unde să devină ca membri activi. Noi, prin propriile noastre puteri, doar ducând acest mesaj ca și o expresie omenească, ca și o învățătură de ordin pământesc, nu avem niciun efect. Dar împreună cu Duhul Sfânt, după ce El a coborât în Faptele Apostolilor, capitolul 2, ucenicii și ceilalți au putut să fie martori până la marginile pământului și au adus un rod bogat pentru Dumnezeu, ca și o răsplată, ca și un merit a ceea ce Domnul a făcut și a lucrat pentru mântuirea noastră în Golgota. Haideți să analizăm lucrarea de evangelizare desfășurată de Domnul Iisus și apoi de biserică. El ca și cap, biserica ca și trup al lui, desfășoară această lucrare de evangelizare în cursul istoriei și de la o margine a pământului până la cealaltă. Mai întâi, lucrarea Domnului Iisus, deci, și aceasta împărțită în două, pentru că Domnul a desfășurat o lucrare proprie, propovăduind Evanghelia, dar în același timp a dat continuitate lucrării de evangelizare, a pregătit ucenici, a pregătit lucrători pentru ceea ce avea să urmeze în continuare. Citim în Evanghelia după Marcu că atunci când Domnul Iisus a ieșit din anonimat, din Nazaret, și a început să străbat țara de la o parte la alta, înconjurat și urmat de ucenici și de mulțimi, Marcu, capitolul 1, versetul 14, după ce a fost închis Ioan, adică după ce Ioan și-a terminat mandatul său de lucrare, de slujire, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.
De aici a început Domnul și până când ajunge să spună în rugăciunea sa din Ghețiman, Ioan 17, versetele 4 și 5, Tată, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Pe lângă alte lucrări care le-a avut Domnul de desfășurat pe pământ, a avut o parte a lucrării de propovăduire a mesajului, a Evangheliei. Patru lucruri vrem să amintim care caracterizează propovăduirea Domnului Iisus Hristos. În primul rând, forma de desfășurare a evanghelizării desfășurată de Domnul. Făcând niște calcule în Evanghelii, se poate deduce că două treimi din timp, două treimi din predicare, din explicații le-a dat Domnul grupurilor de oameni sau mulțimilor, iar o treime a stat de vorbă în particular cu oamenii. Măcar că n-a avut decât 3 ani și jumătate de lucrare, a găsit timp să predice și mulțimilor și stătea de vorbă numai cu câte un om, cum a fost cazul cu Zacheu, cazul cu Nicodim, cu femeia la fântână. A făcut atât evanghelizare în masă, cât și evanghelizare de la om la om. Domnul, citim în Matei capitolul 4, versetul 23, folosea orice împrejurare să vestească cuvântul, să propovedească Evanghelia. Matei 4, cu 23, Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției. Și mai adăugăm tot din Matei 9 cu 35, unde este scris: Iisus străbătea toate cetățile, aceasta însemnând toate orașele și toate satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și făcând celelalte lucrări. Citim și în Evanghelia după Luca că au încercat să-l țină pe Domnul într-un singur loc, dar el a refuzat aceasta și le-a spus, Luca capitolul 4, versetul 43, când au încercat să-l oprească să nu plece de la ei, le-a zis: trebuie să vestesc Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Domnul, ca unul care era însărcinat să ducă mesajul peste tot, n-a rămas într-o singură localitate. Nu s-a rezumat în a predica în sinagogi, a predicat în pustie, a predicat în corabie, a predicat în orice împrejurare pe care a găsit-o de cuvință, la fântână, oriunde a răspândit acest mesaj binecuvântat din partea lui Dumnezeu. Suportul lucrării, în al doilea rând. Ce mesaj avea Domnul? Ce spunea el când vorbea mulțimii? Citim în Marcu capitolul 2, într-una din acele împrejurări pe care le folosea Domnul să predice Evanghelia, după câteva zile Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu mai putea să-i încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Scripturile Vechiului Testament, interpretându-le, dându-le o nouă semnificație, aprofundându-le, era mesajul Domnului Iisus. Ceea ce este prezent în acest mesaj de evanghelizare a Domnului sunt pildele, aceste pilde ale împărăției. Citim în Matei capitolul 13, sunt foarte multe pilde și scrie aici 13 cu 34, Iisus a spus noradilor toate aceste lucruri în pilde, nu le vorbea deloc fără pildă. A folosit Domnul fel și fel de imagini pentru agricultori, pentru pescari, în toate domeniile, să-i facă să înțeleagă. Sunt ascunse lucrurile în pilde de unii și descoperite, cum spune Domnul, pruncilor. Puteau să le înțeleagă doar cei sinceri. Era într-un fel ascuns mesajul acesta într-un ambalaj al pildelor, pentru ca unii să le poată pricepe mai bine, iar alții să nu le priceapă deloc, cum spune tot Matei 13, versetul 13. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, să nu vadă. Și măcar că aud, să nu înțeleagă, după cum le-a profețit Isaia. Pe lângă vestirea cuvântului, vindeca bolnavi și scotea afară demonii, elibera pe cei robiți de diavolul. Citim aceasta în Matei capitolul 9 cu 35. Propovădea Evanghelia împărăției, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Și adăugăm 8 cu 16. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El prin cuvântul lui a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. A fost o lucrare de vindecare în masă. Toți câți se atingeau de el erau vindecați. Să nu uităm că el a primit duhul fără măsură. El era întipărirea slavei lui Dumnezeu. Era prezența Tatălui binecuvântată în el. Datorită vieții sale de neprihănire, datorită vieții sale de rugăciune, putea să facă toate aceste lucrări într-un mod deosebit, la niște parametri foarte mari. Pe lângă aceste lucrări de vindecare, de eliberare a oamenilor, și-a mai dovedit Domnul puterea, autoritatea și și-a însoțit cuvântul făcând și alte minuni. De exemplu, cum ar fi înmulțirea pâinilor, potolirea furtunii, toate acestea având ca scop să-i facă pe oameni să creadă. Le spune el în Evanghelia după Ioan: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Și în alt verset scrie: măcar pentru semnele acestea credeți. Totuși ei
de multe ori nu puneau, așa cum a pus Domnul, ordinea logică, cuvântul și apoi celelalte lucruri. Și citim aceasta în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, unde Domnul îi atenționează să nu-L caute doar pentru vindecări, doar pentru faptul că s-au hrănit din pâini, ci să-L caute întâi pentru acea lucrare a vieții veșnice de mântuire. Ioan 6 cu 25 în continuare. Când L-au văzut dincolo de mare, i-au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun motivul pentru care mă căutați. Ați mâncat din pâini. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare. Versetul 29. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care L-a trimis El. A vestit Domnul mesajul ca ei să creadă și pe lângă această credință să o însoțească cu pocăință. Ceea ce predica Domnul era pocăința și împărăția. Pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. Mesajul evanghelizării este un mesaj foarte simplu, un mesaj al pocăinței, un mesaj al împărăției. Domnul Iisus începea cu cuvintele: împărăția celor se aseamănă cu. Aceste două lucruri le-a avut în vizor Domnul să le obțină și să fie produse în cei care L-ascultau. Să producă pocăință, și le spunea nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și să-i facă să înțeleagă împărăția, să o dorească. Să vrea cu orice chip, cu orice preț să intre în ea. Să pună lucrurile împărăției pe primul loc. Le spunea: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Aceste obiective le-a avut Domnul și le-a urmărit în predicarea Evangheliei care a făcut-o. Domnul Iisus a fost un om plin de har și de adevăr. Amintiți-vă cum tângeau cei doi în drum spre Emaus după El, la gândul că s-a dus dintre ei. Care în 3 ani și ceva acest om a străbătut țara dintr-o parte în alta și a evanghelizat o țară întreagă. Și a fost însoțită Evanghelia și dovedită de Dumnezeu prin puterea semnelor și minunilor care s-au făcut, propovăduind oamenilor pocăința și împărăția lui Dumnezeu care avea să vină la împlinirea vremii. Pe lângă lucrarea proprie de propovăduire care a făcut-o Domnul, El a mai desfășurat o lucrare de pregătire a ucenicilor. Dacă doar ar fi predicat, când pleca la cer, nu mai era cine să predice. Nu mai era cine să ducă mesajul mai departe. Dar Domnul și-a pregătit ucenici și-a pus un mare preț pe această lucrare. 4 lucruri și în dreptul pregătirii ucenicilor le-a împletit Domnul în timpul vieții sale. În primul rând, i-a chemat și i-a ales. Citim în Matei capitolul 4, în umblarea sa sub călăuzirea Duhului după ce a fost botezat în apă, a venit Duhul Sfânt peste el după ce a avut loc ispitirea din pustie. Matei 4 cu 19. A trecut pe lângă Petru și Andrei și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. A mers mai încolo, i-a văzut pe Iacov și pe Ioan: veniți după mine. A trecut pe la vamă, l-a văzut pe Matei: vino după mine. I-a chemat. După ce i-a chemat, citim în Evanghelia după Luca, capitolul 6, că dintre ei, după ce a petrecut o noapte în rugăciune, când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostol și îi enumeră în continuare. Domnul cheamă pe mulți să fie lucrători. Și este scris în Matei 9, rugați pe Domnul să scoată, că este nevoie de lucrători. Dar nu neapărat pe toți din cei care i-a chemat, i-a și putut să-i însărcineze și să-i trimită. Nu toți probabil au corespuns voii lui Dumnezeu ca să-i poată angaja în această lucrare atât de sfântă și binecuvântată. După ce i-a chemat și i-a ales, Domnul i-a instruit. I-a instruit în mod deosebit. Citim în Matei capitolul 9, după ce le spune în versetul 37, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii, arătându-le nevoia de lucrători, începe instruirea lor. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul său. Și întreg capitolul 10 sintetizează instruirea care le-a făcut-o Domnul ucenicilor. Unde să meargă, la cine să propovăduiască, cum să propovăduiască, cum să se păzească de oameni, cum să desfășoare lucrarea, le-a dat amănunte în toate privințele, tot ceea ce au de făcut. Și capitolul 11, versetul 1, a treia lucrare, i-a trimis în practică. După ce a isprăvit de dat învățături celor 12, a plecat de acolo ca să învețe. S-a dus la cealaltă lucrare. A desfășurat aceste două lucrări în evanghelizare. Învăța el și învăța și ucenici pe care să-i trimită. Și pe ei i-a trimis doi câte doi. I-a trimis întâi pe cei 12, apoi citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, că a rânduit alți 70 de ucenici, 10 cu 1, după aceea Domnul a rânduit alți 70 și i-a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. I-a trimis ca un maestru pe elevi în practică. Nu direct singur ei să răspundă de ceea ce fac. I-a trimis înainte și în locurile unde avea să treacă el apoi. Să vadă ce au făcut acolo, ce au desfășurat, să completeze lipsurile lor, să desăvârșească lucrarea lor. Ei s-au întors,
plin de bucurie înapoi și Domnul le-a mai ținut o instruire. Spuneau ei, ne bucurăm și Duhul ne sunt supuse. Și vrea Domnul să le spună să nu pierdeți din obiectiv adevărul. Bucurați-vă că numele sunt scrise în ceruri. Eu nu v-am trimis doar să vindecați, să scoateți demoni, eu v-am trimis ca oamenii să fie mântuiți. Acesta e obiectivul numărul 1 al evanghelizării. Și dacă trimis Domnul 12-70, apoi s-a făcut 120 și apoi mii și mii și i-a trimis pe toți. Pentru că este nevoie cu fiecare generație de oameni. Și după ce a înviat din morți, a avut loc acea trimitere pe care o citim de data aceasta din Marcu, capitolul 16, versetele 15 în continuare. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și spune versetul 20, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Am citit într-o carte despre un misionar care a ajuns la un trip din Africa, undeva pe lângă zonele cunoscute, pe lângă un oraș mai mare, și le-a spus localnicilor din acest trip, eu voi înainta în interiorul junglei și aici poate vor veni alții, căci este un teritoriu mai la îndemână. Dar nu s-a grăbit nimeni să mai meargă. Și vremea au trecut câtva zeci de ani și au venit apoi în acel trip de lângă acel oraș alți misionari. Și era acum bătrân acel om care fusese tânăr când venise primul misionar. Și le-a spus, eram eu tânăr când a venit un misionar și ne-a spus că aici vor veni alții. De ce ați venit numai acum, cu așa întârziere? Eu sunt deja bătrân, nu mai pot să pricep mesajul. Vestiți-ne măcar copiilor și nepoților mei. În fiecare generație este nevoie de oameni care să audă mesajul trimiterii lui Dumnezeu. Numai cu parcurgerea acestor pași. Dumnezeu cheamă oameni, îi alege, apoi instruiește, îi trimite în practică împreună cu alții și apoi îi trimite definitiv pe ei, ca niște înaintași, să ducă mesajul la orice făptură. Dumnezeu să ne dea și nouă harul să putem contribui cu ceva la această lucrare. Nu este o lucrare mai frumoasă și mai binecuvântată ca aceasta, decât să duci oamenilor vestea cea bună și la niște oameni condamnați la focul veșnic să le duci grațierea și să fie mutați de acolo. Ceea ce nu s-a mai putut face pentru bogat când trecuse deja ceasul morții. A spus, nu se mai poate trece de acolo dincolo, dar acum încă se poate. Până aici lucrarea Domnului de predicare a sa însăși și de pregătirea ucenicilor. Acum haideți să vedem cum a desfășurat și cum scrie în Noul Testament să desfășurăm noi lucrarea de evangelizare. Cum au desfășurat-o biserica primară și ucenicii? Care sunt aceste etape desfășurate în biserică și bineînțeles cu ajutorul Duhului Sfânt? Spuneam și repet, fără Duhul Sfânt nu se poate face evanghelizare. Este scris în Cartea Faptele Apostolilor și cu ajutorul Duhului Sfânt biserica se înmulțea. Mai întâi, așa cum a făcut și Domnul cu cei din vremea Lui, prima lucrare, cea mai decăpătâi în evanghelizare, prima o care se începe ca ordine, este rugăciunea. Așa a spus Domnul înainte de a-i trimite, rugați-vă. Avem rugăciunea pentru lucrători. Și rugăciunea pentru oamenii de afară. Nu pot lucrătorii să facă o lucrare dacă ei nu se roagă și dacă biserica nu se roagă pentru ei. Și nu pot să se pocăiască oamenii din afară dacă nu ne rugăm pentru ei. Rugăciunea este asemănată cu acea perioadă din viața unui copil prenatală. Nu se vede copilul, nu știm exact ce este, ce va ieși de acolo. Dar așa este și rugăciunea. Înainte de a se naște cineva, trebuie un efort și efortul acesta este depus în rugăciune. Avem în Vechiul Testament un om deosebit în persoana lui Neemia, descris, vă rog, la cartea sa. Omul acesta a primit de la Dumnezeu mesajul acesta să rezidească Ierusalimul. Dar până nu s-a rugat, până n-a postit, până n-a înțeles exact tot planul, n-a spus nimănui nimic. Înainte de a face publică o lucrare, este nevoie nascuns să o pregătești cu rugăciune, cu mult tact spiritual, cu post și cu jertfire și cu o lucrare împreună cu Dumnezeu și apoi să ieși în relief. Citim în Neemia, capitolul 1, versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, m-am jălit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Dumnezeu i-a dat acces și trecere în fața împăratului, a ajuns la Ierusalim, citim în capitolul 2, cu versetul 11, am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Domnul în inimă să fac. Am ieșit noaptea, a vizitat Ierusalimul, starea în care se afla, apoi, versetul 16, dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam, până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. Atunci le-am zis, vedeți starea nenorocită? Doptrăce, le-am istorisit cu mâna lui Dumnezeu să se peste mine și ei au zis să ne sculăm, să zidim. Ei s-au întărit în această hotărâre bună. Cine vrea să facă o lucrare de evanghelizare,
Înainte de a face publicitate, este nevoie să facă multă, multă rugăciune. Doar în urmă, să spună ce are de gând să facă și atunci va avea succes și sorți de izbândă. Spuneam că rugăciunea se împarte în două, în ce privește evangelizarea. Rugăciunea pentru lucrători și rugăciunea pentru oameni de afară. Mai întâi rugăciunea pentru lucrători. Este nevoie să o facă ei mai întâi. Dacă doar noi ne rugăm pentru ei și ei vor spune, noi nu avem timp și de rugăciune, de-abia predicăm, ne pare rău. Ucenicii spuneau în Fapte 6:4, iar noi vom stări necurmat în rugăciune și în cuvânt. Oricât ar fi cineva de aglomerat un lucrător, nu poate să facă lucrare dacă nu se și roagă. Domnul a și predicat, dar s-a și rugat. Citim în Matei capitolul 9, versetul 37, când învață Domnul pe ucenici, cât privește lucrarea de evangelizare, să se roage, rugați, dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Și în versetul 1 al capitolului 10 este scris, atunci Domnul a chemat pe cei 12 și le-a dat putere. Ei s-au rugat și pe ei a scos Domnul. Roagă-te ca Domnul să scoată lucrători și s-ar putea ca Domnul să te scoată exact pe tine. Și după ce te va scoate, roagă-te și mai departe. Citim în ce privește această rugăciune, în Romani capitolul 10, versetul 1, Pavel, ca unul care predica, care se ruga și evangheliza, spune el, fraților, dorința și rugăciunea mea către Dumnezeu, el a continuat să se roage și mai departe. Și nu numai el. A cerut și celorlalți, citim în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, oricât ne-am rugat noi sau cei care evangelizează, nu este suficient, este nevoie să fie susținuți de biserică în rugăciune. 2 Tesaloniceni 3:1, încolo fraților, rugați-vă pentru noi, pentru cei ce predică, pentru ca cuvântul Domnului, deci nu e vorba de predicare de aici de la amvon, ci de predicarea în afară, să fie răspândit și să fie proslăvit cum este la voi și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Rugăciunea împletește aici două lucruri, să ne rugăm pentru cei care evangelizează ca Domnul să le dea cuvânt și să ne rugăm să fie păziți, că diavolul se luptă, să n-aibă succes. Să aibă piedici materiale, spirituale, lupte în familie și câte împotriviri nu are diavolul ca Evanghelia să nu înainteze. De aceea este un lucru care în mod sigur putem să-l facem pentru lucrarea de evangelizare, rugăciune pentru cei care evangelizează și Domnul să ne ajute. Numai să nu uite și ei, să se roage și ei. Apoi facem rugăciune pentru cei cărora le predicăm. Citim aceasta în Roman 10:1 în continuare. Dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Este adevărat că noi dorim ca cei care provăduiesc într-o parte sau în alta, în afară, în lume, să aibă succes, dar ne rugăm pentru oamenii care vin, ne rugăm pentru acele mulțimi care ascultă cuvântul. Dacă nu ne vom ruga, ei nu vor putea să creadă, nu vor putea să se desprindă din cursa diavolului, dar rugăciunile noastre îi vor face să înțeleagă, rugăciunile noastre îi vor elibera de demoni și de lucrurile care îi opresează ca să nu poată să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune în 2 Timotei 2:26 că oamenii sunt într-o cursă a diavolului, prinși și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Mulți oameni sunt de acord cu mesajul Scripturilor. Vin la evanghelizări oamenii când se fac evanghelizări și spun așa, dar nu mă pot lăsa de cutare și de cutare. Dar nu mă pot desprinde, dar am probleme. Rugăciunile noastre, prin puterea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, vor rezolva aceste probleme. Și le vor deschide lor drum spre biserică și spre Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la o asemenea rugăciune. Amin. În al doilea rând, în evanghelizarea bisericii, vedem din Scriptură locurile de desfășurare. Cum s-a desfășurat evanghelizarea în Noul Testament? Încât în aproximativ 70 de ani, întreg Imperiul Roman a fost împânzit de creștini. L-au evanghelizat urgent, în nici 100 de ani. Într-o generație s-a dus Evanghelia până la marginea pământului, cunoscute atunci. Citim despre diferitele forme de evanghelizare. Evanghelizarea de la om la om, cum este numit acum. Cu orice persoană care o întâlnești, să-i predice Evanghelia. În Fapte capitolul 8, la o trimitere specială, prin Duhul Domnului, Filip ajunge pe Famen și citim în 8:26, scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. De regulă, oamenilor poate le-ar conveni mai tare să predice într-un loc cu mulți oameni. Dar uneori Dumnezeu te trimite să predici într-un pustiu oarecare, unde e numai unul sau doi. Dar și Filip, un evanghelist de talie biblică, a acceptat să facă încă un drum. N-a venit omul la domiciliu. Să facă un drum pentru un suflet. Pentru că ulterior, prin acel suflet, Dumnezeu poate a adus mulți alții. Și chiar numai un suflet să fie, este de preț înaintea lui Dumnezeu. O altă formă de evanghelizare, tot în Fapte, capitolul 20, versetul 20, este cea în grupuri, unde îi prindea pe oameni. În case, de exemplu, 20:20. Să vă propovădesc, spune partea a doua versetului, și să vă învăț înaintea norodului și în case. Spuneau frații care mergeau prin Oltenia, deci opream mașina, cântam o cântare, s-adunau vreo câțiva oameni,
Și până să vină poliția sau să facă preotul ceva gălăgie, zice, noi ne terminăm predica și mergeam mai departe. Poți să-i aduni într-o casă sau în aer liber, cei care au acest dar și această lucrare pe inimă, pot să o fac. Nu neapărat necesită un amvon. O altă formă, un alt loc de desfășurare, erau sinagogile și adunările. Citim tot în Fapte, capitolul 19, versetul 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală timp de 3 luni. Dacă putem să mergem oriunde, în vreo sinagogă oarecare, dacă poți te duci să ții o predică, un mesaj de evanghelizare, este bine să o faci, dacă ai posibilitate. Apoi, unde existau deja oameni și o adunare, citim tot în Fapte, capitolul 11, cum era cazul în Antiohia, 11:26, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni evanghelizarea, unde este o casă consacrată de rugăciune. Un alt loc de evanghelizare, cum a fost cel din Fapte 17 în Areopagul din Atenea, localuri publice, cum ar fi o sală de cinema, o sală pentru sport sau alte lucruri, alte localuri unde pot fi adunați oamenii. Sunt oameni care nu vin, de exemplu, la biserică. Am fost la evanghelizare prin unele comune și când au făcut frații primele 2-3 zile din săptămână la biserică și au avut 4-5 prieteni și apoi s-au mutat la cămin și au avut 40-50 de prieteni. Unde putem să-i prindem pe oameni? Citim aici în Fapte 17:22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. În piață sau unde i-a găsit. Sau citim tot în Fapte, când a ajuns în Fapte 16, a ajuns în Filip, 16:13, în ziua sabatului, a ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu și pe malul râului a găsit Pavel că este un bun loc să facă o evanghelizare. Dacă vreți, deschideți vă rog la Matei 10, că este aici un cuvânt foarte frumos, unde trebuie făcut evanghelizarea. Spune 10:7, și pe drum propovăduiți. Deci nu numai unde oamenii pot să se adune, să stea, și pe drum dacă vreți, și aveți posibilitatea și mergând propovăduiți. Am putea să înțelegem acest verset. Am cunoscut frați care de la Amvon n-au predicat sau nu au o chemare specială să predice. Spunea un frate că el este predicator de cabină. Are o mașină mare și de regulă oamenii care ia cum se suie sus se evanghelizează. Amvonul lui este cabina, e volanul. Și acolo găsește un loc unde se evanghelizeze. Am întâlnit alții care sunt foarte timizi și nu pot să vorbească cu alții. Dacă pe tren sau pe un mijloc de transport întâlnește pe cineva, și zice, uite, vrei să spun câteva lucruri despre lucrurile sfinte? Dar zice, uite, dacă vrei să-mi dai adresa și corespondăm. Și în scrisorile evangheliza. Nu este interzis de Biblie niciun mod din cele sfinte, curate, pentru că la Dumnezeu nu putem să mergem pe ideea că scopul scuză mijloacele. Eu viu cu tine la bal și tu vii cu mine la biserică și eu te evanghelizez și eu mă duc cu tine, facem un schimb de experiență. Asta nu merge. Deci păstrând sfințenia și adevărul, orice posibilitate pe care a întâlnit-o biserica, a folosit-o una evangheliza oamenii. Dacă vreți, sunt apostoli, chemați special să deschidă orizontul pentru Evanghelie. Sunt evangheliști, dar oricare dintre noi poate să facă evanghelizare, dar la locul nostru. De exemplu, o fată, o soră, poate să predice și ea pe Domnul. Nu de la amvon, după cum să zic, niciun copil mic, nu neapărat de la nivel de biserică sau undeva într-un local public, dar la colegul lui de școală. Deci, în dreptul tău, la nivelul tău, fiecare, Biblia nu ți interzice să nu duci acest mesaj. Primele care au dus mesajul învierii Domnului au fost femeile. Fiecare, la nivelul nostru și în dreptul nostru, este indicat să facem evanghelizare și Domnul să ne ajute. Amin. Un al treilea aspect al lucrării de evanghelizare era mesajul, care era suportul cuvântului vestit. Citim în Matei, capitolul 10, versetul 7. Propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Mesajul era cuvântul despre împărăție. Nu ne-a trimis Dumnezeu să propovăduim nici iadul, nici, cum spune Pavel lui Timotei, lucruri referitoare la lege și ciorovăieli care dau naștere la nu știu ce și rări de neamuri, ci mesajul curat al Evangheliei, al împărăției. S-a dus un predicator din America, în Africa, și a început să le predice la africani prima predică, o predică din Apocalipsă. Ăla care le traducea și-a dat seama că asta e o tâmpenie să faci așa ceva, măcar că a predicat din Apocalipsă ceva înalt, dar oamenii ăia n-aveau habar de nimic, ăia nu știau să scrie și acum a face cu ei probleme de știu ce coață, de știu ce grad. Și el, pentru că era un om cu o înțelepciune deosebită, în loc să traducă exact ce predica americanul, le-a ținut el o predică de evanghelizare. Și ăștia s-au predat câțiva și în urmă americanul zice, băi, ce-am predicat în Apocalipsă, s-au predat o grămadă. Și fii liniștit că numai din Apocalipsă nu le-am predicat, că le-am predicat în Evanghelie. Predicarea cuvântului. Și așa cum spune Pavel, deschideți la 1 Corinteni, capitolul 15, vă fac cunoscut fraților Evanghelia. Acesta e mesajul, nu altceva. Dar spune versetul 3, v-am învățat înainte de toate, deci este o ordine în predicare. Celor de afară trebuie să le spunem lucrurile începând cu ce spune aici, înainte de toate că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Un mesaj simplu și clar, dar luate lucrurile în ordine, așa cum au ei nevoie de ele.
Și totodată să nu uităm ce spune în Efeseni, capitolul 6, versetul 17. Luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Când propovăduim cuvântul, trebuie să avem încredințarea că este sub călăuzirea Duhului și că, de fapt, Duhul lui Dumnezeu vorbește prin noi. Și atunci va avea efectul dorit. Un predicator spunea, într-o duminică a rostit o predică frumoasă și chiar l-au lăudat cei din auditoriu și au spus, asta a fost frumos. Și zis, am vrut să urmăresc să văd rezultatele. Duminica viitoare a predicat puțin mai slăbus, că așa le se cam întâmplă la predicator. Una este mai de o notă mai bună, alta de o notă mai slabă, depinde cum le notează Dumnezeu în final. Și când a urmărit rezultatele, în duminica când el a predicat slab, s-au convertit 10 oameni. Și când a predicat frumos, s-a convertit niciunul. Și spunea el explicația, m-a rugat Domnului. Dumnezeu n-a folosit mesajul meu cel aparent bun și s-a hotărât să folosească pe cel mai slăbuț. Un cuvânt simplu. Dacă este însoțit de duh și de putere, poate să aibă rezultate. Sau o predică, nu știu cât de sofisticată, dacă omul este mândru și este fără Dumnezeu, n-aduce niciun rezultat. Sau eventual naște tot oameni ca el, tot teoreticieni. Nu naște oameni practici și adevărați oameni născuți din Dumnezeu. Pe lângă cuvânt, ce-i frumos în Noul Testament și trebuie să rămână și acum, Evanghelia a fost însoțită de semne și minuni. Spune Pavel, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu 5, în adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și încă ceva foarte frumos, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Dacă poți să o provodești și din dragoste, atunci este chiar foarte frumos. Dacă nu este din dragoste, dacă este pentru un câștig mârșav, dacă este doar pentru o slavă de șartă, ca să-ți faci și tu adepți, dacă alții au adepți, atunci nu știu exact dacă Dumnezeu se va hotărâ să te sprijinească. Dar dacă o faci prin Duhul, dacă o faci din dragoste, Dumnezeu te va însoți în această lucrare. În mod special, acolo unde Evanghelia ajunge pentru prima dată. Dumnezeu în repetate locuri, chiar și în țara noastră, urmăriți la începuturile credinței și chiar și acum, Dumnezeu însoțește Evanghelia cu vindecări, cu diferite minuni, cu izbăviri, dovedind că are putere, așa cum a spus Domnul, în cer și pe pământ, numele Lui să fie binecuvântat. Pe lângă propovăduirea cuvântului, pe lângă semnele și minunile care se fac și au loc, important este în evanghelizare și participanții. Cine participă la evanghelizare? Cine predică? În pilda din Luca 14, unde este vorba despre o chemare la cină, despre o chemare la acea cină a împărăției, acel prânz din ceruri, 14 cu 17. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți. Adevărații participanți, propovăduitori, sunt robii. În Proverbe 9 cu 3 scris că atunci când în înțelepciunea s-a zidit casa și a trimis slușnicele. Nu este ușoară lucrarea de evanghelizare. Să începi de la zero, să ai succes doar așa pe rând, câte 1-2 se aduni în timp. Trebuie să fii un rob ca să poți să faci munca asta. Cine se crede deja stăpân, nu prea face munca asta. Cine nu se crede rob, vrea să meargă la un lucru făcut de agat. Dar unul care acceptă să fie rob, poate să slujească, să facă această lucrare. Citim și în Fapte, capitolul 8, despre cei care participau la această lucrare, așa cum aminteam deja, ar putea participa cu toții, Fapte 8 cu 4. Cei ce se împrășteau, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Au fost în cursul istoriei oameni dotați, speciali. Cum au fost Pavel, Petru, alții, sau în cursul istoriei oameni deosebiți, să nu-i numim exact, că despre ăștia nu și-a dat încă Dumnezeu cuvântul. Care au fost mari într-adevăr, dar și cei mai mici. Și noi putem, chiar dacă nu vom face lucrare la nivelul lor. Vă citesc un cuvânt tot din Fapte 15 cu 35, unde spune că și alții propovădeau cuvântul, nu doar vârfurile acestea. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe noroc și propovădeau cu mulți alții cuvântul Domnului. Nu numai ei predicau, predicau mulți alții. Toți cei care pot și sunt dotați de Dumnezeu ar trebui să facă această lucrare. Și rău când ajungem încât unul, el cântă, el predică și el nu face nimeni nimic. E rău. Biblia spune că Pavel și Barnaba și mulți alții propovăduiau și ziceau, cum ar putea face doar unii această lucrare? Nu poate fi făcută doar de unii. Și trebuie mulți să fie implicați în aceasta. Bineînțeles, nu oricum, ci fiecare la locul lui, cum spune Pavel, Dumnezeu pe mine m-a dat pentru neamuri, pe Petru l-a dat pentru iudei, pe fiecare, pe unul l-a dat pentru biserică, pe altul pentru a predica la cei din lume, pe altul pentru la cei de la servici, poate pe altcineva numai în familie, poate pe altul la școală să predice, fiecare să-și cunoască unde este trimis să predice, dar de predicat să predice și să o facă și să ne putem înțelege unii pe alții și da loc unii la alții. Poate la amvon n-au toți loc întotdeauna. Bine este să stăm sub călăuzirea Duhului. Și atunci vom ști fiecare care ne este locul, ce să facem și cum să funcționăm. Până aici, toate bune și frumoase. Urmează un alt aspect al evanghelizării fără de care nu se poate. Suportul material. Veneam cu niște frați dintr-o misiune și am întrebat pe fratele șofer, dar s-au împăcat cu dumneavoastră în ce privește cheltuielile de benzină? Și apoi am zis către ceilalți, fiți liniștiți, mașina nu-i pocăită, nici nu o să fie răsplătit, nu o să fie dus în cer. Mașina aia nu știe să facă în numele Domnului, dacă nu bași benzină, decât printr-o minune eventual, dacă face și mașina în numele Domnului. Ea nu face decât contracost. O clădire nu se zidește pe degeaba. Numai natura a construit-o Dumnezeu la cuvântul său, clădirea trebuie bani.
ca să fie construit. Un om să meargă uneori în lucrare trebuie poate scos din producție pentru o vreme și trebuie sprijinit. Și acest sprijin material e ca și rugăciunea. Trebuie un sprijin material pentru lucrători și un sprijin material pentru cei care se pocăiesc. Și vă citesc din Biblie lucrurile acestea două, că sunt absolut necesare. A spus Domnul Matei 26, vorbind despre o femeie, că oriunde se va propăti Evanghelia, se va spune ce a făcut femeia aceasta. Dar ce a făcut? Matei 26:7, s-a apropiat de el cu un vas de alabastru, cu mir foarte scump și pe când stai la masă, i-a atornat mirul pe capul lui. Acum, alte Evanghelie spune că i-a spălat picioarele. Să știți că au nevoie cei care sunt prinși în lucrare să le fie atornat mir și pe cap și pe picioare. Este nevoie să fie udată întreaga lucrare. Uitați, chiar Domnul Iisus, în timp ce era pe pământ, spune Luca, capitolul 8, versetul 3, să știți, nu l-a sponsorizat Domnul nici tânărul bogat, se pare că nici Nicodim în lucrare. L-a ajutat cine cu ce-a putut. Spune 8:3, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Eros, Susana și multe altele care l-ajutau cu ce aveau. A spus Domnul să se spună ce a făcut aceste femei, ca să știe toți că lucrarea trebuiește întreținută. Precizăm pentru lucrători, fără pretenții. Când a vrut unul să vină după Domnul, a spus, fii atent, eu te accept să vii după mine, dar fii atent, păsările au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului, evangheliștii nu întotdeauna unde își pune capul. Deci cine e prins în lucrare, nu trebuie să pretinde acum lux. Cine este prins în lucrare, trebuie să spună la lux, nu la revedere, adio. Nu se împacă, nu vor sponsoriza oamenii o lucrare în lux și nici nu este corect să o fac. Nici nu va putea să predice la cei săraci Evanghelia. Pentru ei, în primul rând, Evanghelia. Un bogat nu prea poate predica la cei săraci. Nu o să audă bine. Uitați, sunt două biserici în Biblie tare diferite și aș vrea să ne putem regăsi noi ori în Filipeni, ori în Corinteni. Deschideți-vă rog la Filipeni 4. Pavel era în temniță. Citim 4:10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta că am pretenții, spune Pavel, căci m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care sunt. Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug. Versetul 14. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea, așa cum le spune. Voi știți, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut vreo legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi, căci mi-a trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele, nu că umblă după daruri, dimpotrivă, umblă după folosul altora, am de toate. Versetul 18, final. Dar ați făcut o bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Dacă vreți, nu există o investiție mai frumoasă și mai bine văzută și plăcută lui Dumnezeu decât sprijinirea lucrării de evanghelizare. Știți după care banii o să luăm dobândă mai bună? Banii dați în lucrare sunt cu o dobândă mai mare în fața lui Dumnezeu decât cei dați pentru hrană sau îmbrăcămintea cuiva. După cum sufletul e mai de preț decât trupul, așa banii dați pentru suflet îți mai de preț ca cei dați pentru trup. Dar mie mi se pare că biserica înțelege cam puțin asta. Dacă ar fi să facem o colectă pentru evangelizare, se adună câtva. Dacă facem o evangelizare pentru cineva, pentru probleme materiale, se adună mai mult. Asta mie îmi dă de înțeles că avem o înțelegere puțin deplasată. Există o altă biserică, Corintenii. Ăștia nu mă sunt nici ierbani, că erau ca noi. Deschidem în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 7. Pavel a lăsat așa. S-au făcut un păcat când m-a smerit pe mine însumi ca să o vestesc Evanghelia fără plat. Și acum rețineți, pentru cei care spun că nu trebuie bani pentru evanghelizare, că Pavel nu a folosit bani. Am despoiat alte biserici primind de ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcinit nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații care veniseră din Macedonia. Să nu înțeleagă cineva greșit. Că cei care sunt puțin zgârciți, de regulă imediat dau un zid. Și ne referim strict la lucrarea de evanghelizare în zonele unei noi biserici. Deci acolo dacă putem să dăm ceva aici. Nu aici. Aici, în oraș, ne descurcăm. Dacă am putea da acolo, să trimitem un om să meargă, să facem o casă de rugăciune unde nu este. Acolo dacă am putea. Pentru asta nu ne-ar fi rușine să cerem din două în două duminici câte o sumă de bani. N-am păcătuit deloc, nici dumneavoastră dacă ați da. Ba din potrivă, ar fi cea mai frumoasă investiție. Apoi, nu numai cei care lucrează trebuie sprijiniți. Și pentru cei care se întorc la pocăință, chiar pentru ei este nevoie. Vă citesc tot din 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 12. Ei au nevoie de banul dumneavoastră, să fie ajutați, să înțeleagă căldura care le oferim. Dacă suntem frați cu ei, înseamnă că începe să împărțim moștenirea, nu? O cum Dumnezeu ne-i tată, dar lor nu le dăm nimic. Păi dacă ori intra și ei în drepturi, deja le dăm și lor alocații, Iisus. 9:12. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoilor sfinților, din moment ce ei sunt sfințiți, au și ei nevoile lor, dar sunt și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Și rețineți acum, așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisesc că o aveți față de Evanghelie. Evanghelizarea cere ca cei care se întorc la Domnul, în mod special din zonele acestea, zonele sărace, să fie și ei ajutați. Poate cu construirea o casă de rugăciune, cu un alt ajutor material și Dumnezeu să ne binecuvânteze la toate acestea. Amin.
Un alt lucru de căpătâi iar în evanghelizare este predarea lucrării mai departe sau renunțarea la lucrare. Te duci într-o localitate și deschizi o evanghelizare. Domnul a spus, dacă nu te primești, cineva să scuturi praful. Dar când să-l scuturi? Și dacă faci acolo o lucrare, să lași oamenii în loc. Sunt două greșeli mari. Una, că nu se lasă oamenii în loc, și alta, că se scutură praful prea degrabă. Spune Biblia în Efeseni 6:15, cu ce trebuie să fie îngălțați evangheliștii? Cu râvna? Na, de pe păpuci ăștia trebuie scuturat praful, nu despre niște păpuci așa mai domnești. Că de pe niște păpuși comozi imediat scutur praf. Băi, n-au vrut să se pocăiască și cu asta basta. De pe niște păpuși cu râvnă scutur mai greu praf. La gândul că atunci când îl scuturi, îi trimiți direct la judecat. Nu le mai dai drept la recurs nimic, dar până le mai dai dreptul la recurs, încă mai predici. Stai să vedem ce recurs au. Dar când ți-ai scuturat praful și le spui și altora, aici nu mai mergeți. Pavel a făcut-o în Faptele Apostolilor de câteva ore. Și a scuturat praful împotriva lor. Și a fost vai, cum spunea Domnul, de acele cetăți. Dar nu scuturați praful în grabă. Și mai întâi să putem să lăsăm ca din orice localitate să fie oameni pentru Dumnezeu. Apoi, în ce privește urmașii, deschideți la Matei capitolul 10, apare aici o expresie din care rezultă ceva. 10:11. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. Și spune Evanghelia după Luca să nu umblați din casă în casă. Trebuie să facem cum a făcut Domnul, mergi și predici, dar trebuie să-ți găsești omul care crezi că acolo trebuie să-l lași în loc când pleci. Să rămâi la el și pe el să-l instruiești mai mult decât pe ceilalți. Și atunci să-l înveți primirea de oaspeți, când ai stat la el să-l înveți slujba. Și de atunci va învăța el în continuare să fie primitor de oaspeți. Uitați-vă la Pavel, după ce au format biserici în Listra, Iconia și așa mai departe, a pus oameni, prezbiteri acolo, lucrători, și apoi a plecat mai departe. Dacă nu pui cașcă mai naște copii și ai lăsat fără tată și mamă în stradă sau într-o casă goală, n-au nicio șansă. Ăștia nu cresc de la sine, trebuie să întreținuți, hrăniți și Domnul să ne ajute la aceasta. Să fim pentru cei care vor o mireasmă de la viață la viață, iar dacă cineva nu vrea, pentru ei vom fi o mireasmă de la moarte la moarte și ne vom scutura praful. Oricum, nu putem să prindem toate aspectele evanghelizării. În Matei capitolul 10, acolo Domnul le-a dat multe, multe alte dispoziții și învățături. I-a învățat că vor trebui să sufere pentru Evanghelie. I-a învățat că vor fi dezbinări, doi împotriva trei. Și în final le spune câte probleme întâmpină evanghelistul să nu-și facă mari probleme. 10:19-20. Dar când vă vor da mâna lor și vor fi probleme, nu vă îngrijorați, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui va vorbi în voi. Domnul să-i sprijinească în rezolvarea tuturor problemelor pe cei implicați în evanghelizare. În încheiere vreau să amintim în scurt un caz practic și anume al Apostolului Pavel. Pavel a fost omul care, așa ca și Domnul Iisus, când s-a sfârșit lucrarea, a putut să spună în 2 Timotei capitolul 4, mi-am terminat lucrarea, mi-am isprăvit alergarea. Ce mare har să-ți poți termina treaba. Când sună ora de plecare acasă sau de la servici acasă, pe o zi vorbind, să știi că ți-ai terminat tot lucru. Și amintim această lucrare a lui Pavel din Fapte, capitolul 19, cum a lucrat el la Efes. 19:8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde a vorbit cu îndrăzneală. Îndrăzneala, iarăși, este ceva care trebuie celui care evanghelizează. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce îl ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului împotrivitorii deja apar, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici din nevoie și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani. A stat acolo într-una. Așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul. Așa i-a evanghelizat în 2 ani, încât toți de acolo au auzit cuvântul. Și Dumnezeu însoțea Evanghelia, minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, care fusese arătinse de trupul lui și lăsau boalele și cealaltă lucrare și ieșeau afară din ei duhurile rele. Pavel a fost modelul pe care l-a vrut Dumnezeu pentru evanghelizare și rămâne un model și pentru noi în ziua de astăzi. Și Domnul să ne ajute la toate acestea. Ce îmi place iarăși în mod deosebit la Pavel, cum a împletit el lucrarea cu Dumnezeu și cu ceilalți colaboratori. N-a făcut evanghelizare de capul lui. În Fapte 16, pe care amintesc în scurt, i-a spus Dumnezeu printr-un înger, treci în Macedonia și ajută-ne. A lucrat împreună cu alții. A plecat din biserica din Antiohia în Fapte 13 și s-a întors apoi la biserica din Antiohia, a ținut legătura cu biserica, biserica să susțină rugăciune. Apoi în Galaten 2:2 s-a dus la Ierusalim, la Biserica Universală, să vorbească lui Petru, unde a predicat el Evanghelia și ce fel de Evanghelie predică. Cât a fost Pavel de mare, a știut să țină legătura cu Dumnezeu, cu biserica locală, cu biserica mare, să aibă colaboratori, să pună oamenii în loc și cum e Sfântul Timotei 2:2 și ai primit, îl încredințează la oameni de încredere. Pavel a legat Evanghelia de cer, a legat-o de Ierusalim și i-a dat continuitate mai departe.
Este un adevărat model de evangelizare. Și încheiem amintindu-vă în final că evangelizarea este o dorință a lui Dumnezeu, este o poruncă a lui, trebuie să ajungă la toți oamenii și în această lucrare de evangelizare avem și noi un rol. Deschideți, vă rog, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19 în continuare. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le socoteală păcatele și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Vom fi noi credincioși în ce ne-a încredințat Dumnezeu sau ne vom bucura că pe noi Dumnezeu ne-a mântuit? Și cum i s-a spus lui William Carey când a vrut să trimită misionari în India, a spus: tinere, fii liniștit, dacă vrea Dumnezeu să-i mântuiască pe păgâni, o face singur și fără tine. Nu o face Dumnezeu fără noi. Nouă ne-am credințat. Vom fi noi credincioși în asta? Efectiv, eu sunt trist, chiar supărat uneori, că o biserică atât de mare nu suntem în stare să deschidem o lucrare de evangelizare, diferite puncte să o întreținem. Avem aici oameni din greu, oameni care ar putea să se roage, niște bani care ar putea să fie sprijiniți oamenii să meargă din când în când, să deschidem câteva puncte. Este spre rușinea noastră, cum spune și Pavel, că nu avem așa ceva. La acest capitol stăm efectiv rău de tot. Dea Dumnezeu să fie trezite unii, oameni care să se ducă, oameni care să se roage, oameni care să sprijine financiar și oameni care să înțeleagă că trebuie și avem datoria să facem și în această privință ceva. Versul 20, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte. Auziți? Pavel făcea evanghelizarea cu inimă fierbinte, noi vă rugăm fierbinte. Noi nici rece nu vrem să-i rugăm. Nici la rece nu o facem uneori. Doamne, înfierbântă-ne și pe noi cu un foc din acesta de sus, ca să ardă în noi dorința pentru să fie mântuiți și alții. Nu doar noi. E ca și cum te-ai suit într-un autobuz, pe un scaun te-ai pus tu, pe două ți-ai pus bagajele și nu-ți pasă că ceilalți stau în picioare. Ei, noi mergem spre cer. Nu se știe dacă nu cumva vine un controlor și de jos, că ne-a păsat doar de noi. Dar adevăratul oamenilor lui Dumnezeu le-a păsat și de alții. Și Dumnezeu să vă sprijinească în această lucrare. Să putem să facem ceva. Dacă simți că Dumnezeu te-a chemat, du-te. Nu poți să te duci, trimite pe altul și sprijinește-l cu rugăciune și cu bani. Dar ceva fă pentru evangelizare. Nu este om scutit să nu evangelizeze. Nu toți au darul special de a evangeliza. Eu personal sunt un învățător, nu evanghelist. Evangeliștii au darul să meargă numai în afară. Mergeam pe mașină cu un frate în acesta evanghelist, eu eram la volan și lua un om și imediat începe: auzi, ai fost la biserică, îl cunoști pe Domnul Iisus? În 2 km l-ai evangelizat. Și zice: către mine, tu de ce ai tăcut? După ce l-ai luat în mașină, să iei bani? Păi zic, nu o să iau bani acum. Și dacă, dacă nu le evangelizez? Sunt unii special dotați. Dar măcar în cât ne revine nouă, măcar să ne rugăm, măcar să dăm un ban. Asta putem face? Și în final ne vor mulțumi alții și le vor spune, cum am citit despre Acuila și Priscila, le mulțumesc nu numai eu, și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Dumnezeu să ne cerceteze și să ne sprijinească toate acestea. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.